Un apel la 112 dat aseară în jurul orei 17:28 i-a pus în alertă pe pompierii de la detașamentul din Râmnicu Sărat. Aceștia au fost anunțați că un copil acuză stări febrile și dispnee și trebuie adus de urgență la spital. Însoțiți de un utilaj de dezăpezire, pompierii au plecat cu o șenilată și o autospecială de transport victime multiple către localitatea Amara pentru a prelua copilul. Misiunea a fost extrem de dificilă și a durat mai bine de 12 ore din cauza viscolului puternic, dar și a nămeților care s-au format pe drumul național 22. Abia în această dimineață, în jurul orei 6:30, copilul împreună cu mama au ajuns la spital. Te-ai speriat când ai văzut starea micuțului? Nu, m-am speriat. Medicii au evaluat starea micuțului și au decis să-l interneze, dat fiind că starea febrilă persista. În cursul dimineții, respectiv pe la orele 6:30, a fost adus cu ajutorul echipajelor de dezăpezire din comuna Balta Albă un copil de 1 an și 5 luni, cu stare generală relativ bună, cu tuse, cu febră. Copilul s-a prezentat la camera de gardă pediatrie și a fost internat pentru tratament. Pentru că drumul național 22 care leagă Râmnicu Sărat de Brăila a fost închis încă de ieri dimineață, zeci de șoferi au fost nevoiți să se întoarcă din drum. Unii dintre ei doreau să ajungă la rudele în vârstă, speriați de vremea rea de afară. Vreau să mergem să ne luăm bunica de la Rubla, doamnă, dar nu putem. Asta este. Are nevoie de dumneavoastră? Are nevoie, că e bătrână, normal. Vă îngrijorați acum din cauza vremii că este singură acolo? Da, se pune zăpada cât casă. Aveați treaba acolo, pentru ce mergeați? Da, sunt niște oameni. Le lucrează. Duceți provizii? Vroiam să văd ce mai fac pe viscolul ăsta acolo. Dacă nu se poate. Și persoanele care au rămas ieri în Râmnicu Sărat au fost nevoite să plece pe jos acasă în localitățile tranzitate de drumul național 22. Ce ați cumpărat de la magazin? Pâine. Și acum mergeți pe jos? Da. Nu vă este frică că bate vântul destul de ce tare? Ce să facem? Asta ești. Utilaje ați văzut pe aici, pe drum? Da, dineaori au fost. Cât are, bre? O jumătate de oră. Dar nici o jumătate de oră n-are. Au fost. Dar ce vreți să fac cu utilajele acum? E bătaie de joc. Ne batem joc de ele. De ce? Păi la o jumătate de oră s-a pus înapoi. Este, bre? Dar ce să ne batem joc? Mai pe târziu, da. Să înțeleagă oamenii să nu iasă pe vremea asta, cu omul ăsta n-ar sta aici. Utilajele de dezăpezire au lucrat continuu pe drumul național, însă munca drumarilor a fost în zadar din cauza ninsorii și a vântului care a bătut cu putere.